Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Sandu Scobioala și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Percheziție la vilele lui Plahotniuc din Franța în dosarul frauda bancară. Bunurile sechestrate se ridică la peste 110 milioane de lei. Traversarea camioanelor prin postul Vamal Costești-Stânca rămâne restricționată. Fermierii și transportatorii români se află în a 8-a zi de proteste. Un nou tip de fraudă prin SMS. Poliția recomandă să nu accesați link-urile din mesaje. În perioada 9-11 ianuarie, procurorii din Republica Moldova s-au aflat în Franța, unde au participat la percheziții în dosarul frauda bancară. Anterior, aceste deplasări în Franța au fost aplicate sechestră pe mai multe bunuri imobile care aparțin lui Plahotniuc. Bunurile sechestrate se ridică la peste 110 milioane de lei. Șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin, adjunctul procurorului șef al Procuraturii Anticorupție Octavian Iachimovski și șeful Direcției Investigații Financiare din cadrul ARBI Vitalie Racu au oferit detalii noi din cadrul cauzei penale frauda bancară. În ultimul an, Republica Moldova, autoritățile din Republica Moldova au fost foarte active din punct de vedere de cooperarea internațională, mai ales cu jurisdicțiile din Uniunea Europeană. Am avut oportunitatea să participăm la mai multe conferințe internaționale, dar să avem și ședințe bilaterale în alte țări. De fiecare dată când aveam oportunitatea să călătorim în alte țări, să participăm la așa conferință, la așa ședințe bilaterale, noi vorbim cu procurorii și ofițerii din alte țări, unde avem probe, avem bunuri cumpărate în alte țări cu banii sustrași din Republica Moldova. În ultima perioadă, ofițerii anticorupție de la PA și CNA au colaborat cu omologii din Franța. Astfel, pe teritoriul Republicii Moldova au fost emise autorizații de la judecători pentru acțiuni pe teritoriul francez, percheziții, audieri, înghețeri de bunuri. Scopul deplasării a fost efectuarea perchezițiilor în aceste bunuri imobile, precum și la alte persoane, pentru a acumula probe incontestabile, ce ar dovedi apartenența acestor bunuri imobile anume la familia Plahotniuc. Aceste bunuri erau înscrise pe companii înregistrate atât în Franța cât și în Cipru. Aparent nu exista nicio legătură dintre aceste companii cu Vladimir Plahotniuc. Totuși, probele care am reușit să le administrăm pe parcursul acestei perioade, în rezultatul acestor percheziții, dovedesc indubitabil că aceste bunuri aparțin lui. De asemenea, au fost audiate mai multe persoane cu referire la aceste fapte. Deci, la concret, au fost depistate pe teritoriul Franței bunuri imobile, un apartament în orașul Siez. În acest apartament a fost depistat o rudă foarte apropiată al Vladimir Plahotniuc. În cadrul acestor percheziții s-au depistat și ridicat aproximativ 92.000 de euro și 3.000 de franci. Iachimovski a spus că urmează ca probele administrate să fie transmise în Republica Moldova și ulterior va fi și o decizie a judecătorilor. Suntem convinși că probele care le-am administrat noi dovedesc implicarea domnului Plahotniuc și vinovăția sa în frauda bancară și în rezultatul sentinței, instanța, dacă se va convinge de probele noastre, va dispune confiscarea acestor bunuri. Amintim că marți, Anatol Jablonski, unul dintre figuranții în dosarul numit generic frauda bancară, a fost eliberat din arest preventiv în schimbul garanțiilor personale ale trei persoane. Acestea au plătit în total 12.000 de lei. Decizia a fost luată de magistratul Gheorghe Bălan de la judecătoria Chișinău, sediul Buicani. Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1 milion de lei Agenției Rezerve Materiale pentru cheltuielile serviciilor legate de ajutorul umanitar sub formă de motorină oferit de România. Este vorba de 4.000 de tone de combustibil care au fost oferite de București pentru a veni în ajutorul agricultorilor din Republica Moldova. Astfel, Agenția Rezervei Materiale va cheltui suma de bani pentru serviciile de broker VAMAL, serviciile de recepționare, de evaluare a calității și cantității, de depozitare, păstrare, descărcare, încărcare și eliberare a produsului energetic motorină. În nota informativă a proiectului este specificat că Agenția Rezervei Materiale a demarat la 18 septembrie și repetat la 4 octombrie procedura de achiziție publică a serviciilor de recepționare, depozitare și păstrare a motorinei care
însă nu au avut loc din motivul lipsei de ofertanți. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a recepționat peste 1500 de cereri cu privire la solicitarea ajutorului umanitar extern acordat de către România, destinat sprijinirii agricultorilor. Amintim, eligibili pentru obținerea ajutorului umanitar sunt fermierii micro și mici, precum și instituțiile publice care dispun și exploatează teren arabil de până la 1500 hectare, care au fost însămânțate cu culturi fitotehnice pentru recolta anului 2022 și au fost afectați de secetă. Guvernul nu renunță la taxele vamale pentru firmele din stânga Nistrului. Vicepremierul Oleg Serebrean s-a întâlnit la sediul OSCE din Tiraspol cu Vitalie Ignatiev, negociatorul șef al regimului secesionist. Negociatorul șef de la Chișinău a accentuat necesitatea identificării soluțiilor viabile la cele mai stringente probleme ale locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, evitării acțiunilor unilaterale și discriminatorii în privința fermierilor din raionul Dubăsari, a școlilor cu predare în limba română, funcționarilor din subdiviziunile teritoriale ale autorităților publice ale Republicii Moldova amplasate în zona de securitate și altor categorii de cetățeni. Referitor la obiecțiile invocate de reprezentantul politic de la Tiraspol privind prevederile noului cod vamal al Republicii Moldova, a fost menționată că aceste cerințe sunt menite să aducă treptat activitatea acestor întreprinzători în câmpul legal național, cu respectarea regulilor de concurență loială și a angajamentelor asumate de Republica Moldova la nivel internațional. În același timp, Chișinăul i-a cerut Tiraspolului să renunțe la taxele pentru agricultorii de la Dubăsari și la tarifele majorate pentru școlile românești. Необоснованные с нашей точки зрения бурные реакции Тирасполя на попытки уравновесить функционирование экономических агентов на обоих берегах Днестра рискует за в негативном ключе школьников и учителей 8 образовательных учреждений с преподаванием на румынском языке, которые ни в коем случае не подлежат вовлечению в политические диспуты. Это двойное, по сути, налогообложение нарушает категорически как договоренности переговорного процесса, так и сложившийся механизм, является нарушением принципов свободной торговли, и все это является дополнительной нагрузкой, которая деструктивно влияет на ход переговорного процесса. Un joc neinspirat din partea ambelor părți, astfel a comentat deputatul PAS Oazon Antoi, întrevederea dintre vicepremierul Oleg Serebrean și reprezentantul Tiraspolului Vitale Ignatiev. Războiul din Ucraina a izolat această fășie de pământ de Rusia. Ei au devenit mult mai vulnerabili. În prezent avem un fel de concubinaj între malul stâng și malul drept, dacă ne uităm la sectorul energetic, da. Când ei o interdependență. Da, noi plătim un preț rezonabil pentru zilele de azi, iar ei produc această energie și o oferă pe malul drept din gazul furat rusesc. Noi întreținem acest regim, dar ceea ce vedem noi azi este mai degrabă un spectacol. Cei de la Tiraspol știu că legea deja este votată și trebuie să o execute și deci se respectă acest joc care fără inspirație de ambele părți, dar oricum rămâne deschisă întrebarea cum procedăm în continuare. Întrevederea în formatul 1+1 a avut loc pe fundalul mai multor decizii ale Tiraspolului ca măsuri de răspuns la faptul că din 1 ianuarie au intrat în vigoare prevederile noului cod vamal al Republicii Moldova. Toți agenții economici din regiunea transnistreană s-au conformat cerințelor stabilite de prevederile noului cod vamal, iar probleme esențiale ce țin de partea logistică nu sunt atestate. Cu aceste precizări a venit Serviciul Vamal în contextul anumitor discuții din spațiul public referitor la aplicabilitatea prevederilor noului cod vamal. Din prima zi lucrătoare a anului curent, mai mulți agenți economici din regiunea transnistreană au depus declarații vamale conform noilor cerințe legale la importul mărfurilor, inclusiv prezentând certificate de origine preferențiale, ceea ce denotă cu certitudine despre faptul că au fost în cunoștință de cauză despre aplicabilitatea prevederilor noului cod vamal. Se arată într-un comunicat de presă al Serviciului Vamal. Instituția mai precizează că noul cod vamal a fost adoptat de către Parlament în august 2021, fiind promulgat prin decret prezidențial și publicat în Monitorul Oficial în septembrie 2021. De atunci și până la intrarea în vigoare pe 1 ianuarie 2024, modificări în partea ce ține de tratamentul juridic al agenților economici aflați pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relații fiscale cu sistemul ei bugetar, nu au fost operate.
Traversarea camioanelor prin postul vamal Costești-Stânca rămâne în continuare restricționată, precizează un comunicat al serviciului vamal din cauza utilajelor agricole ale fermierilor din Botoșani care blochează punctul de trecere al frontierei. Protestatarii au ocupat ambele sensuri de mers, astfel încât accesul tuturor vehiculelor către și dinspre Republica Moldova este imposibil. Fermierii și transportatorii români se află în a 8-a zi de proteste. Peste 90.000 de refugiați ucraineni se află în acest moment în Republica Moldova, majoritatea fiind femei și copii. Datele sunt conținute în raportul privind piața muncii refugiaților din Republica Moldova, elaborat de HIAS Moldova. Cu ce provocări se confruntă aceștia pe piața muncii, ne spune colega noastră Maria Filimon. Bun găsit! Potrivit raportului realizat de HIAS Moldova, refugiații se confruntă cu bariere lingvistice, în special necunoașterea limbii române, care reprezintă un obstacol semnificativ în căutarea unui loc de muncă. 25% dintre refugiații intervievați sunt angajați la etapa actuală, iar alți 23% caută activ oportunități de angajare. Cei mai mulți preferă programe flexibile, dar și muncă part-time și la distanță. Aproximativ 64% dintre companiile din Republica Moldova sunt deschise pentru angajarea persoanelor refugiate. O rată de receptivitate mai mare de 71% fiind remarcată în municipiul Chișinău. Studiul oferă și recomandări pentru îmbunătățirea integrării refugiaților pe piața muncii din țara noastră, cum ar fi sporirea accesului la informații, oferirea de consiliere juridică pentru angajatori și dezvoltarea unor programe de formare profesională. Începând cu 1 martie 2023, persoanele refugiate care aleg să rămână în Republica Moldova au dreptul să solicite protecție temporară. Aceasta însemnând servicii de asistență socială, accesul la studii și educație, încadrarea în câmpul muncii fără necesitatea de a obține permisul de ședere provizorie și accesul la asistență medicală primară și de urgență. Sandu. Mulțumim, Maria. Republica Moldova ar putea avea o autostradă care să facă legătura cu România. Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, susține că va oferi în următoarele săptămâni detalii legate de lansarea unui asemenea proiect. Potrivit oficialului, acest proiect ar putea deveni realitate până în 2035. Nimeni nu ți va aloca bani dacă nu argumentezi că este nevoie de autostradă pentru că nu ne apucăm de dragul construitului. Nu se mișcă lucrurile fără un studiu de prefezabilitate, durează cam jumătate de an. După, ai nevoie de un studiu de fezabilitate care îți arată detalii și care poate dura un an jumătate, doi. Apoi urmează proiectarea, ai nevoie de o proiectare serioasă ca acest drum să țină 40-60 de ani și asta poate dura ani în funcție de lungime și complexitate. A declarat ministrul infrastructurii în cadrul unei emisiuni televizate. Oficialul a precizat că urmează identificarea resurselor financiare, lansarea unei licitații și începerea lucrărilor. Potrivit lui Andrei Spânu, o autostradă ar putea implica costuri de circa 1 miliard de euro. Ministerul Educației și Cercetării a decis. Șefii direcțiilor de învățământ din 10 raioane își păstrează funcția, iar alți 25 vor fi eliberați. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cei din urmă au fost numiți contrar cadrului legal, adică fără concurs sau pentru o perioadă nedeterminată de timp. În aceste localități vor fi numiți în funcție șefi interimari până la organizarea unui concurs de angajare a conducătorilor subdiviziunilor. MEC notează că în majoritatea raioanelor, interimatul va fi asigurat de actualii șefi de direcție. La Universitatea de Stat din Moldova va fi deschisă o creșă pentru copii, angajaților și studenților. Spațiul este amenajat în blocul 1 al universității și va avea două încăpări, una pentru alăptare și alta pentru copiii de până la 3 ani. Colega noastră, jurnalista Diana Botnaru, are mai multe detalii. Bun găsit! Creșa va fi deschisă cu sprijinul Fondului ONU pentru Populație, care în colaborare cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Ministerul Muncii și Protecției Sociale au oferit expertiza tehnică și suport financiar de aproximativ 450.000 de lei. USM va fi prima instituție din Republica Moldova care va testa serviciul de îngrijire a copiilor cu vârsta de 0-3 ani la locul de muncă. Reprezentanții Fondului Națiunilor Unite pentru Populație
spun că astfel încearcă să ajute cuplurile și familiile tinere să aibă numărul de copii pe care și-l doresc și să sporească reziliența demografică a țării. Inițial, administrația universității își propunea să lanseze serviciul în ianuarie 2023. Potrivit rectorului Igor Șarov, universitatea are 55 de studenți și 27 de profesori cu copii de până la 3 ani, iar spațiul va fi amenajat în funcție de numărul solicitărilor. În total, la USM învață peste 11.000 de studenți, aceasta fiind cea mai mare universitate din Republica Moldova. De la o simplă idee până la pasiune au trecut câteva luni, dar și peste 10 de încercări eșuate pentru a obține obiectul dorit. Vorbim despre Anastasia Budeanu, tânăra care realizează lumânări parfumate și ornamentate cu diverse ingrediente naturale. Fiind în concediu de maternitate, căutam să am o ocupație care aș putea o face pe lângă activitățile casnice și îngrijirea copilului. O activitate care aș putea o face din plăcere și să-mi aduc și un venit suplimentar. Sunt lumânări din ceară naturală de soia. Ele se obțin din resurse naturale, regenerabile. Această ceară este ecologică. Ea nu elimină substanțe toxice în timpul arderii în comparație cu celelalte tipuri de ceară, spre exemplu cele de parafină. Așa cum sunt ecologice, sunt sănătoase pentru mediul înconjurător și pentru noi și au o durată mai lungă de ardere. Lumânările oferă o notă de confort clasică în orice interior, motiv pentru care tânăra mămică a început această activitate în concediul de maternitate. Întregul proces nu este prea îndelungat, astfel femeia având timp suficient să-l petreacă împreună cu copilul. Procesul de creare nu durează atât de mult, foarte repede se tupește ceara, se toarnă în formă, deja durează mai mult timpul cât ele se răcesc și se întăresc. Am topit ceara la temperatura de 75-85 de grade, putem să adăugăm miros și culoare la dorință dacă avem nevoie. Și amestecăm foarte bine. În moment culoare nu voi adăuga. Ceara să se răcească, să ajungă la temperatura de 65 grade, temperatura favorabilă pentru a fi turnată în formă. Și o vom lăsa pentru 12 ore să se întărească. Anastasia și-a propus de la bun început să găsească formula ideală pentru a putea crea lumânări prietenoase mediului înconjurător și care să nu dăuneze nici sănătății. Foarte mulți optează anume pentru aceste ecologice, cum am spus, pentru că ele sunt mai sănătoase pentru noi și pentru mediul înconjurător. Ele sunt aromate, de aceea mulți le procură pentru decorul casei sau ca să le aprindă în moment ce se relaxează, meditează și de asemenea ca să ofere cadou cuiva drag. Confecționarea lumânărilor este o ocupație plăcută care pune la încercare atât imaginația cât și simțul artistic. Guvernul Republicii Moldova atenționează cetățenii să fie atenți la falsuri. În ultima perioadă, oamenii au primit tot felul de mesaje de la iscroci, a căror scop era deposedarea de anumite sume de bani. Escrocii folosesc diverse metode pentru a-i contacta pe oameni. Vorbim despre site-uri web false create, anunțuri online, mesaje pe rețele sociale, e-mail-uri spam sau în unele cazuri chiar și SMS-uri pe care le-au recepționat cetățenii Republicii Moldova. Una din metodele preferate este crearea unor pagini pe rețele sociale sau distribuire de mesaje text care propagă tentative de fraudă. Este și cazul paginilor care se deghizează, de exemplu, în aeroportul internațional Chișinău sau Poșta Moldovei și pretind că vând valize sau colete. Atenție, acestea sunt tentative de fraudă, iar cetățenii trebuie să fie foarte atenți să nu cadă în plasa escrocilor. Un nou tip de fraudă este prin expedierea SMS-urilor. Poliția recomandă să nu accesați linkurile din mesaje. Această metodă este cunoscută sub denumirea de smishing.
Potrivit Poliției Republicii Moldova, mesajul SMS conține informații false despre necesitatea furnizării unor date suplimentare pentru a recepționa un presupus colet care urmează a fi livrat. De asemenea, pot fi întâlnite și mesaje cu informații neautentice despre o ofertă greu de refuzat sau cu titlu gratuit. Pe lângă text, aceste mesaje vor include și un link care vă redirecționează către un site fraudulos unde vi se solicită să introduceți datele bancare ale cardului dumneavoastră sau alte informații personale. Mai mult, prin intermediul unui astfel de link pot fi răspândite chiar și programe malițioase care pot infecta dispozitivul mobil. În acest context, poliția recomandă: nu accesați linkurile pe care le primiți într-un mesaj text sau în orice altă formă de comunicare, decât dacă știți cine este expeditorul și aveți încredere în el. Nu răspundeți la mesajele primite de la numere persoane necunoscute. Marcați mesajele suspecte ca spam. Descărcați aplicații numai din sursele oficiale. Nu introduceți informații personale sau bancare pe site-urile neverificate. Nu comunicați nimănui codul OTP primit de la bancă. În cazul în care ați devenit victima unei asemenea fraude, contactați imediat banca și solicitați anularea tranzacțiilor, după care informați poliția la numărul de telefon 112. Continuăm cu alte informații. Republica Moldova a depășit consumul mediu global de 140 de cești de cafea anual pentru un adult. Anul trecut, importul de boabă de cafea a constituit 14 milioane de dolari. Constatările aparțin expertului în politici economice la IDIS Viitorul, Vyacheslav Ioniță. Biroul de statistică ne dă importul total de cafea, ceai și merodenii. Deci, pe lângă cafeaua boabe, noi mai aveam încă și cafea solubilă, ceaiuri și diferite merodenii. În total, exportul în 2023 îi estimăm undeva 23 de milioane de dolari. Dacă observați, până în anul 2020, cafeaua boabe era mai puțin decât celelalte tipuri de băuturi. Din 2021-2022, cafeaua boabe domină, iar în 2023, observați, cafeaua boabe noi avem importul de 14 milioane de dolari, iar importul de celelalte tipuri de băuturi sunt undeva la 9 milioane. La nivel mondial, cel mai mare consumator de cafea este Olanda, cu 8,3 kg de cafea anual pe cap de locuitor. Urmează Finlanda, cu 7,8 kg de cafea anual pe cap de locuitor. Suedia, 7,6, Norvegia, 6,6, Canada, 5,5, Liban, 5,3, Germania, 5,2, Brazilia, 5,1. Media globală este de 1,3 kg de cafea anual pe cap de locuitor. În 2020, Republica Moldova a avut un consum de 0,49 de kg de cafea anual pe cap de locuitor, iar în 2023 0,75. Persoanele întâlnite la întâmplare pe străzile din Chișinău ne-au confirmat că sunt amatoare de cafea. O beau din plăcere, dar și din obișnuință. În același timp, medicii recomandă să nu se bea mai mult de o ceașcă de cafea pe zi. La țar nu-ți propunem un pahar de vin, dar o cafea, 3-4 cafele pe zi. 3-4 cafele pe zi? Da. De ce atât de mult? Îmi place cafeaua bună și savurez cu plăcere. Moldovenii consumă prea multe cafea sau multe? Cred că nu, ca europeni, dar consumă și ei. 3-4 раза в день. Очень много кафе, это возможность провести время с друзьями, условно, за чашечкой кофе. Это стало сейчас очень распространено. Большой выбор. Una pe zi. Una pe zi. Da. E norma, da? Da. Am văzut statisticile că e în creștere. Așa că odată cu europenizăm. Da, o să ajungem la statistica din Europa, cei firesc. Иногда три. Иногда три. Немного? Но если купаться в озере круглый год, то немного. У нас это не присутствовало в нашей культуре. Раньше был чай, а европейцы принесли нам. Это. Я минимум 3 кафели пью. Минимум 3? Да. Как это максимум? 5. De ce atât de mult? Nu știu, îmi place. E plăcere sau pur și simplu obișnuință, să spunem? Aș spune că e plăcere, dar probabil și obișnuință. Nu știu, mă trezesc, simt că am nevoie să beau o cafea sau chiar două. După vin la lucru, mai iau o cafea și deja la pauză de masă mai iau una. Medicul cardiolog Doina Bejenaru precizează că pacienții cu hipertensiune arterială și cei care suferă de boli cardiace nu trebuie să consume cafea. Potrivit medicului cardiolog, norma zilnică este o cafea.
Datorită nivelurilor ridicate de antioxidanți și substanțe nutritive benefice din cafea, aceasta este consumată și ca remediu pentru sănătate. Însă, în ciuda beneficiilor, trebuie să menționez că prea multă cafeină pe zi poate face mai mult rău decât bine. Din acest motiv, se recomandă să se limiteze consumul la circa 300 mg cafeină pe zi. Cafeina poate agrava anxietatea, insomnia, poate provoca palpitații ale inimii la unele persoane. Prea multă cafeină poate provoca și dureri de cap. Persoanele care metabolizează încet cafeina pot avea de asemenea un risc crescut de atac de cord. Consumul de cafea de asemenea poate crește nivelul tensiunii arteriale. Sigur, pacienții cu hipertensiune arterială, pacienții cu cardiopatie ischemică și cu un risc mare de infarct miocardic acut sau pacienții de asemenea cu aritmii cardiace nu trebuie să consume deloc cafea. Ion Cojăcaru este conducătorul orchestrei de fanfară model tenore din cadrul instituției publice Liceul Teoretic Principesa Natalia Dadiani, iar recent i-a fost conferit titlul onorific maestru în artă. Ion Cojăcaru spune că în spate stau ore în șir de muncă și multă dedicație. Prin distinția primită, afirmă maestrul, i s-a îndeplinit un vis din copilărie. De mic copil, când am luat instrumentul în mână, am gândit că să ajung la performanță înalte, dar pentru aceasta trebuie de muncit, trebuie de învățat în primul rând și pe urmă de muncit. Anul acesta, da, s-a îndeplinit visul meu, pe data 5 octombrie, de ziua profesorului, a ieșit decretul președintei țării, doamna Maia Sandu, mi s-a conferit titlul onorific de maestru în artă. Din 2006 și până în prezent, prin orchestra acestuia au trecut peste 4 generații de copii care au moștenit dragostea față de instrumentele muzicale și 10.000 de premii în palmares. Foarte multă învățătură și foarte multă muncă și disciplină. Mai puțin de dormit, mai mult de muncit. Adică nu te uiți la ori că s-a terminat ora de ocupație sau s-a terminat ora de lecție. Rămâi în afara orilor și continui lucruri care nu s-a finisat niciodată. Titlul maestru în artă îl motivează și mai mult să atingă noi culmi. Cred că trebuie să ne ținem la suprafață, să ne ținem la înălțime, tot cu aceeași muncă, să arătăm tuturor care ne înconjoară că n-a fost primit așa de ochi frumoși, dar prin muncă. Și să ducem lucrul acesta prin educație tinerii generației să ajungă tot la niște înălțimi. Mai mult, conducătorul cercului Orchestra de Fanfară Model Tenore este în primul rând model de bune practici pentru elevii săi. Dacă urmână această cale, neapărat ori deveni și artiști emeriți, maestri în artă, eu le spun toată lumea, cred că e un lucru foarte, foarte bun, pentru că ori veni și investiții la noi în țară, s-or cumpăra și instrumente, s-or face și încăpieri mai luminoase, mai luminoase, s-or da și alte mijloace tehnice cu care poți să te ocupi, cu care poți să te dezvolți. Amintim că în luna octombrie a anului trecut, președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care a conferit distincții de stat unor cadre didactice din Republica Moldova. Potrivit decretului semnat de șefa statului, distincțiile au fost oferite pentru activitate prodigioasă în domeniul învățământului, corectitudine și profesionalism, pentru implementarea politicilor educaționale și merite deosebite în educarea tinerei generații. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, oricând ne găsiți pe vocea basarabiei.md, Facebook, Instagram sau pe platforma YouTube. Urmează datele meteo, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.